Părintele Pimen Vlad este starețul chiliei intrarea Maicii Domnului în biserica de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Atos. Este o voce puternică nu doar pe Tărâmelen, ci și în mediul online, acolo unde pildele și poveștile sale alină sufletele creștinilor ortodoxi. Printre subiectele abordate în dialogul, ce a adunat deja peste 150.000 de vizualizări în primele 24 de ore de la apariție, a fost și cel legat de Gigi Becali, patronul FCSB, care a făcut nenumărate vizite în ultimii ani la Atos. Părintele Pimen Vlad a povestit câteva întâmplări trăite de el cu milionarul român. Nu aveam un leu în buzunar când am venit aici și am luat chilia asta. Grecii îmi ziceau că sunt nebun, dar aveam încredere în Maica Domnului că nu mă lasă. Încrederea în Dumnezeu nu te va dărâma niciodată. În peisaj a apărut patronul FCSB. Într-o zi oprește un Land Rover aici, ce mai făcea taximetrie, și coboară din el 6 inși, unul cu o pălărie de paie. Doamne ajută, ce faceți aici? Muncim, merge, datorii aveți, avem, cât? 30.000. Dă bă sacoșa încoace și dă unul o sacoșă, scoate și numără 30.000 de euro. Hai, ia de aici, Doamne ajută și n-auzim. Îl trag pe unul de mânecă și îl întreb, dar cine e? Cum nu-l știi? E Gigi Becali. Nu auzisem în viața mea de el. Nu am încercat să-l caut vreodată, nici de numele lui nu știam. S-a dus la toate locașurile românești din Atos care aveau datorii, a plătit până s-a terminat sacoșa și a plecat acasă. El a ajutat cel mai mult, a remarcat părintele. Smerenia ne ridică până la porțile cerului, milostenia ni le deschide. De aceea și domnul Becali a început cu milostenia. Se vede că îi pare rău de păcatele lui și atunci Dumnezeu, prin milostenia lui, acoperă totul, a continuat părintele Pimen Vlad.